Aș dori în primul rând să mulțumesc companiei Dr. Redis pentru invitație și pentru inițiativă. Cred că e un lucru foarte bun să ne adresăm medicilor rezidenți, pentru că ei sunt, nu-i așa, viitorul urologiei românești. Și cursuri și astfel de sesiuni adresate lor sunt un plan extrem de constructiv și care cred eu că merită dezvoltat în viitor. Vom discuta astăzi despre ureteroscopia flexibilă în litiaza urinară, un subiect actual, în concordanță cu ghidurile europene, cu tendințele moderne pe care le întâlnim în cadrul congreselor internaționale. După cum știm, calculii de cale urinară superioară sunt o patologie, poate cea mai frecvent întâlnită, alături de cea infecțioasă în practica urologică. Există mai multe opțiuni de tratament. Chirurgia deschisă ține deja de domeniul istoricului urologiei. NLP-ul își păstrează indicația nefrolitotomia percutanată, dar pentru o varietate restrânsă de cazuri, în timp ce lupta se dă, după cum bine știm, între litotricia asta corporală cu unde de șoc și ureteroscopie. Urologia este un domeniu extrem de deschis dezvoltării tehnologice. De-a lungul ultimului secol s-au înregistrat numeroase progrese tehnice care n-au făcut altceva decât să lărgească armamentariul terapeutic și să ofere urologului instrumente din ce în ce mai eficiente. SVL-ul a fost an la rând opțiunea de primă linie în litiaza renală, însă trebuie să ne punem întrebarea dacă și la momentul actual își mai păstrează locul sau mirajul minimei invazivități este supus unei serii de întrebări. Trebuie să reținem un lucru. SVR-ul e bun pentru anumite tipuri de calculi, nu pentru toate. Acidul uric, da, fosfatul amazian și calculii de oxalat de calciu dihidrat. Foarte bun SVR-ul pentru ele. Pe de altă parte, calculii cu cât sunt mai duri, cu atât se fracționează mai puțin. Prin urmare, și eficiența terapeutică este redusă. Calciu oxalat monohidrat, calciu fosfat, iar calculii de cistină, nu mai vorbim, nu constituie SVR o indicație pentru ei. De asemenea, trebuie să reținem că există și o serie de contraindicații pentru acest abord terapeutic. Nu este o procedură lipsită de complicații și ele nu trebuiesc luate ușor. După cum știm, litiaza reziduală este extrem de des întâlnită, mobilizarea calculilor din rinichi și blocarea lor pe ureter produc obstrucție, așa numită strâns trase, care nu e ușor de tratat. De asemenea, apar hematoame renale, apar hematurii și există studii care susțin că proporția lor este mult mai importantă decât cea standardizată. Iată o statistică a Universității de la Viena care arată că pe parcursul ultimilor ani proporția de SVL-uri este în scădere, în timp ce s-a produs o creștere accelerată a numărului de ureteroscopii. NLP-ul. NLP-ul e mai greu de făcut decât pare. Puncția ideală este absolut obligatorie pentru a avea eficiență. Calicele posterior și puncția perpendiculară pe papilă sunt extrem de importante. De asemenea, are indicații selective în momentul de față pentru urologia europeană. Calculii voluminoși, calculii coraliformi, calculii extrem de duri. Da? Deci, practic, NLP-ul trebuie să-l rezervăm, fiind o manevră mai invazivă comparativă cu celelalte, trebuie să rezervăm anumitor tipuri de cazuistică. Am pus aceste imagini pentru a avea cât de cât o idee și a ceea ce stricăm când facem puncția. Uitați-vă la rețeaua vasculară arterială și venoasă renală ca să aveți o reprezentare a gradului de traumă pe care îl provocăm parenchimului renal în momentul în care facem puncția, în momentul în care dilatăm traiectul de puncție. Să nu uităm că de cel mai multe ori abordând calculi complexi, NLP-ul simplu nu este suficient. Puncția cu un singur traiect de acces poate să aibă nevoie de manevre ajutătoare, ureteroscopie flexibilă, nefroscopie flexibilă, traiecte multiple și, bineînțeles, SVL pentru litiaza restantă.
Așadar, nici nefuritotomia nu reprezintă răspunsul la toate întrebările în litiază renală. Trendul pe care l-am remarcat în clinica de la Spitalul Sfântul Ioan este către un număr tot mai mare de ureteroscopii, atât rigide cât și flexibile. Putem spune că avem o experiență mai degrabă extensivă în acest domeniu, fără însă a abandona nefuritotomia percutanată, care rămâne între opțiunile de avut în vedere. Ghidul European de Urologie, știți foarte bine, Asociația Română de Urologie face parte din Asociația Europeană de Urologie, noi trebuie să ne adaptăm tendințelor moderne și iată că din ce în ce mai mult crește recomandarea pentru ureteroscopie, atât în ceea ce privește calculii ureterali, cât și în ceea ce privește calculii renali. Litotriția cu laserul holmium vine ca o completare a ureteroscopiei flexibile și împreună constituie practic răspunsul ce pare susținut din ce în ce mai mult de studii pe loturi mari de pacienți în ceea ce privește litiaza renală. În ceea ce este litiaza renală până la 2 cm, eficiența terapeutică, ratele de stone free susțin această metodă ca fiind una extrem de bună și cu complicații reduse. Laserul holmium, după cum știm, este o modalitate de tratament pentru multiple probleme, cum ar fi stenozele, disfuncțiune periurterală, deci practică incizia, hemostază coagulare, vaporizarea tumorilor superficiale de cale urinară superioară și, bineînțeles, litotriția. Sparge orice tip de calcul, prin urmare, nu suferă din cauza limitărilor despre care am vorbit mai devreme, apropo de litotriția extracorporeală. Se folosesc fibre flexibile și este o procedură minim-invazivă. Calculii ureterali, există o serie de situații în care ureteroscopia semirigidă are dificultăți din punct de vedere tehnic și în astfel de situații un plus de manevrabilitate oferit de ureteroscopia flexibilă poate oferi un avantaj important. Calculii renali, aici indicațiile sunt extrem de clare. Știm foarte bine un calcul în calicele inferior, oricât l-ai fragmenta cu ultrasunete, fragmentele rămân tot acolo, le veți găsi acolo și la controlul de 6 luni și la controlul de 1 an. Calculii migrați în cursul ureteroscopiei semirigide, ce putem face? Trebuie să mergem după ei. Ureteroscopul flexibil este instrumentul eficient în astfel de cazuri. Pentru calculul renal sub 2 cm, toate studiile atestă rata de stone free de peste 95% a ureteroscopiei flexibile. O completare pentru NLP, de ce nu? De asemenea, tot soiul de anomalii anatomice care fac abordul retrograd extrem de dificil pot fi rezolvate cu ajutorul ureteroscopiei flexibile. Calculii de 2-3 cm, iată, s-au extins indicațiile de ureteroscopie flexibilă și există studii în acest sens. Și calculii multipli interrenali, după cum bine știm, este mult mai ușor să mergem după ei în toate grupele calciale cu ureteroscopul flexibil decât să efectuăm traiecte multiple de nefuritotomie percutanată. Iată o serie de indicații, o serie de anomalii, de probleme, pacienții obezi, cu coagulopatii, cu diverticuri calciali, corp străini, cu deformități musculoscheletice, cu rinichi în potcoavă sau cu ptoză renală, cu rinichi atopic, pelvin, calcul duri și, bineînțeles, să nu uităm diversiile urinare. În toate aceste situații, nici NLP-ul, nici SVL-ul nu pot asigura un tratament eficient. Ureteroscoapele au beneficiat de îmbunătățiri tehnice. Era digitală oferă o viziune foarte bună, după cum observăm. Crește manevrabilitatea, crește eficiența și vizibilitatea și, bineînțeles, se reduc costurile, deoarece instrumentarul e din ce în ce mai fiabil. Are o deflecțiune bună, 270 de grade, un câmp endoscopic mai larg, iar imaginea mai bună ne ajută să optimizăm tratamentul. Iată diversele tipuri de ureteroscoape digitale produse de diverse firme. A crescut înainte, literatura raporta 10, 15, 20 de intervenții până la primele reparații. Este un instrumentar scump,
Actualmente, majoritatea studiilor raportează o durabilitate de peste 50 de proceduri înainte de astfel de reparații tehnice. Totuși, ureteroscoapele rămân fragile, rămân scumpe, sunt mai dificil de manevrat în ureter decât în rinic, bineînțeles, și au un canal de lucru subțire, pentru că ele trebuie să rămână un instrumente subțiri, astfel încât să pot fi manevrate în sistemul pielocalicial. Iată o publicație pe care am realizat-o, peste 100 de proceduri cu același ureteroscop flexibil. Evident, cu cât ai mai puțin instrumentar, trebuie să ai mai multă grijă de el. Este posibil, este fezabil în condițiile în care se respectă niște reguli extrem de stricte de manevrare și de sterilizare. Tehnicile de fragmentare sunt două în principiu. Tehnica DAST, deci practic de pulverizare a calculului din aproape în aproape, pentru care se folosește o frecvență înaltă și o energie mai redusă, versus tehnica de fragmentare, da, cu frecvență redusă și energie înaltă, și o să vedem care sunt indicațiile. Iată, pentru calculii mai mari, până ce ajung la dimensiunea de 1 cm, bine este să pulverizezi suprafața calculului din aproape în aproape și să obții acel nisip pe care îl vedem în imagini. Pentru calculii de sub 1 cm este mai greu să te plimbi pe suprafața lor, fug de tine, motiv pentru care spargerea lor în fragmente devine cea mai utilă. Există câteva tehnici pe care le vom discuta una câte una. Tehnica Dancing înseamnă să plimbi fibra laser pe suprafața calculului, este mai ales pentru litiaza mai moale și practic se îndepărtează calculul strat cu strat, producându-se nisipul. Tehnica Chipping înseamnă îndreptarea fibrei către marginea calculului și îndepărtarea fragmentelor de mici dimensiuni, maxim un milimetru, bucățică cu bucățică, în special pentru calculii mai duri, după cum putem vedea în această imagine. Piatra prin rotire, sub impactul fibrei laser, ne va oferi suprafață nouă de litotriție. Tehnica de fragmentare înseamnă să îndreptăm fibra exact către centrul ei, către centrul pietrei, după care în planurile de clivaj dintre straturile de săruri se vor produce fisuri și calculul se fragmentează bucată cu bucată. Tehnica popcorn este o combinație, dacă vreți. Calculul se fragmentează atât prin cu ajutorul undei laser, cât și prin coliziunile dintre fragmente. Practic poziționăm fibra în apropiere de mucoasă cu grijă de a păstra o distanță de siguranță. Avantajele tehnice. Iată, și în ureteroscopia flexibilă a apărut robotul. Există deja studii care susțin. Practic, rolul robotului este acela de a asigura un confort sporit chirurgului, reușind să facă posibilă o intervenție de mai lungă durată în cazuri dificile. Știți foarte bine, ureteroscopia flexibilă este destul de solicitantă din punct de vedere fizic pentru urolog. De multe ori se rămâne într-o poziție anevoioasă mai multă vreme pentru a fragmenta calculul în zone dificil de accesat ale sistemului pielocalcial. Cu ajutorul robotului avem un control mai bun al irigației și ureteroscopul este mai protejat. S-au produs și ureteroscoape single use, sunt mai scumpe. Bineînțeles, oferă avantaje din punct de vedere al siguranței, dar din păcate cred că momentan cel puțin sunt rezervate unor sisteme medicale ceva mai bogate decât cel de la noi. Trebuie să fim corecți, nicio procedură nu este lipsită de complicații. Pentru ureteroscopia flexibilă, acestea apar aproape în aceeași măsură ca și pentru cea semirigidă. În general, sunt complicațiile care sunt implicate de orice abord endoscopic al tractului anal superior. De obicei, sunt de intensitate mică și, per global, statistic vorbind, destul de rare. Iată experiența noastră de ureteroscopii semirigide și flexibile. Incidente între operatorii, o rată de în jur de 3%, complicații, efecte adverse postoperatorii în jur de 5%. Care ar fi principalele probleme? În primul rând, ureteroscopia flexibilă are ca și adresabilitate cazurile dificile. Evaluarea
intraoperatorie. Evaluarea pe operator este extrem de importantă din punct de vedere a anatomiei sistemului pielocalcial și a eventualelor dificultăți de acces. Este o procedură cu o curbă de învățare substanțială, motiv pentru care nu o putem face perfect din primul moment, la fel ca și pentru laparoscopie, și bineînțeles, echipamentul trebuie să fie unul adecvat. Este foarte importantă cantitatea de pietre și compoziția lor, pentru că fragmentele dure au necesită o litotricție laborioasă, crește durata procedurii și atunci, bineînțeles, crește riscul de perforație al mucoasei căi urinare. Extragerea fragmentelor presupune pasaje multiple, risc și pentru ureteroscop și risc și de leziuni ale mucoasei. Accesul către ureterul pelvin nu este întotdeauna foarte ușor, poate fi necesară, după cum am întâlnit cu toți în practica clinică, dilatarea orificiului ureteral, utilizarea de ghiduri hidrofile, dilatarea cu balon, uneori utilizarea unui ghid de siguranță și a unui ghid de acces, chiar și incizia orificiului ureteral și, bineînțeles, un ureteroscop mai subțire dacă îl avem în dotare. Cu cât diametrul este mai mare și știm foarte bine chipul digital din vârful ureteroscopului face ca diametrul acestuia să fie limitat din punct de vedere al minimei invazivități, cu cât vârful este mai mare, cu atâta manevrabilitatea scade și mai ales în tijele înguste ale calicelor putem accede ceva mai greu. Irigația. Există un joc al parametrilor. Dacă folosim irigație redusă, atunci vizibilitatea e mai proastă și există riscul de leziuni ureterale. Dacă folosim irigație cu presiune crescută, bineînțeles, se produce distensia sistemului pielocalicial, apare refluxul pielocalicial și există risc de durere și de infecție. De asta e foarte important de găsit un echilibru pe parcursul procedurii. Sursa de energie. După cum știm, laserul holmium este la momentul actual litotriția ideală pentru calculii renali, are un risc mai mare de perforația mucoasei ureterale în comparație cu litotriția balistică, poate, bineînțeles, defecta endoscopul în cazul în care se produce activarea fibrei, activarea laserului în interiorul canalului de lucru, de aceea există niște reguli de prevenție. Nu apăsăm pedala de activare decât în momentul în care vedem vârful fibrei laser la o distanță rezonabilă de ureteroscop, prin urmare protejăm canalul de lucru. Taca de acces. Există argumente pro și contra, le-am sumarizat aici conform datelor din literatură. Bineînțeles, accesul este mult mai facil, putem efectua pasaje multiple cu ureteroscopul flexibil prin taca de acces, se reduce timpul operator, se reduc costurile pentru că protejează ureteroscopul și previne într-o anumită măsură defecțiunile, dezarea lui, reduce morbiditatea și asigură o rată de succes sporită. Pe de altă parte, diversi autori au subliniat faptul că taca de acces este traumatică pentru ureter, pot apărea leziuni ale acestuia, apare ischemia la nivelul peretelui ureteral, putem omite calcul sau chiar și tumori ureterale și uneori nu este nevoie dacă practicăm exclusiv litotriție in situ a calculilor cu ajutorul fibrei laser, deci nu e nevoie de pasaje multiple, însă, repet, asta diferă de la pacient la pacient. Un avantaj major este acela al irigației, al vizibilității, da? Efectuarea, am încurajat echipa noastră să practice ureteroscopie semirigidă în preambul pentru a evita anumite leziuni la nivelul ureterului sau calcul de situația aici. Practic știm exact prin ce trecem cu teaca de acces în momentul în care o montăm. Nu forțăm, teaca este ascensionată atât cât ne permite calibrul ureteral. Utilizarea unei teci cât mai subțiri, 10-12 frângi ar fi ideal, este recomandată. Întotdeauna ureterul prestrentat care a avut sondă dubluji înainte va fi mai ușor de accesat. Uneori nu se impune neapărat teacă de acces. Utilizarea de rutină este sigură în condițiile în care nu se forțează ascensionarea, în condițiile în care avem o stentare, măcar câteva zile preoperator, cu sondă WG, menținem diametrul cât mai redus
și ulterior timpul operator. Există complicații legate de utilizarea sondei Dormia, pe care le cunoaștem cu toții. În condițiile în care încercăm să extragem un calcul ureteral cu forța, există riscul de avulsie ureterală. Deci nu folosim astfel de sonde cu coșuleț decât dacă vedem traiectul ureteral, vedem calculul, vedem dacă el este impactat sau nu. Nu utilizăm forța excesivă pentru a smulge calculul din locul respectiv. Mai bine este să demontăm sonda Dormia și să practicăm litotricția în situ cu laserul Holmium. Dacă nu, nici așa nu se poate elibera, putem pur și simplu să tăiem sonda Dormia cu ajutorul fibrei laser. Bineînțeles, laserul Holmium este sigur pentru pacient, dar e ceva mai puțin sigur pentru instrumentarul metalic. Astfel de imagini sunt destul de des întâlnite în practică, dar este un risc asumat de a crește costurile. Iată un studiu in vivo care arată că fibrele laser pot răzui, dacă vreți, canalul de lucru al rotoscopului, motiv pentru care este foarte important ca în momentul în care introducem fibra laser, ureteroscopul să se afle în poziție rectilinie către bazinet, ulterior urmând a repoziționa în calicele în care se găsește calculul. S-a considerat inițial că ureteroscopia flexibilă are mai mult complicații nespecifice, există însă și anumite situații particulare, cum ar fi complicația reprezentată de hematomul renal. Este foarte rară, dar merită luată în discuție. Are, bineînțeles, legătură cu utilizarea pe parcursul unor intervenții prelungite a hiperpersiunii de irigație. De cele mai multe ori se poate manageria conservativ prin antibioterapie, antialgice și monitorizare. Există însă cazuri în care, dacă hematomul crește în dimensiuni pe parcursul urmăririi, e necesară embolizarea arterială renală. Prevenția. O intervenție nu trebuie să rezolve toate problemele, este bine de explicat pacientului, același lucru facem și la SVL, nu-i așa? Că această intervenție nu poate avea o rată stone free 100%, adică există cazuri de calculi voluminoși în care va fi necesar un second look. Presiunea de irigație trebuie menținută la minimum, atât cât să ne permită o vizualizare bună și taca de acces ne poate ajuta atât din punct de vedere a accesibilității către sistemul pielocalcial, cât și din punct de vedere al presiunii de irigație pielocalcială. Sonda WG, la fel. Spunea un pacient că numai cine n-a purtat vreodată în viața lui o sondă WG nu știe ce înseamnă. Există complicații, ele sunt până la 9%. Implică morbiditate postoperatorie timpurie. Apare polachiuria, disuria, refluxul vezicoretral, în unele cazuri chiar febra și sepsisul. Deci, sigur, dormim mai bine prin faptul că asigurăm permeabilitatea căii urinare superioare, dar pe de altă parte există dezagremente care trebuiesc aduse la cunoștința pacientului. Întrebarea cea mare, când e indicat să montez o sondă WG obligatoriu dacă ai făcut dilatarea ureterului intramural, dacă ai existat leziune de mucoasă ureterală, căi false sau perforație. Însă, nu se indică și majoritatea autorilor pe parcursul ultimelor congrese internaționale au subliniat, nu se indică de rutină în toate ureteroscopiile montarea de sondă WG. Care ar fi regulile de aur ce ghidează o practică bună în ureteroscopie, că e vorba de ureteroscopie semirigidă sau flexibilă, selectarea corectă a cazurilor pe baza indicațiilor Ghidului European de Urologie, diagnosticul să fie cel corect, e bine de rezervat această procedură, la fel ca și robotica, la fel ca și prostatectomia radicală, de ce nu, centelor cu experiență, da? Tehnica trebuie să fie una bună și cu un training important înainte. Negocierea orificiului ureteral, conform regulilor pe care le-am discutat mai devreme. Ghidul de siguranță ne protejează de căi false. Irigația, presiunea de irigație cât mai redusă. Instrumentarul este unul delicat, prin urmare și gesturile trebuie să fie pe măsură.
Vizibilitatea bună trebuie menținută pe tot parcursul intervenției și în cazul în care apar probleme, apar sângerări, intervenția se prelungește foarte mult, este întotdeauna bine să pui o sondă WG și să revii 2 săptămâni mai târziu. Practic, urologia este definită ca angino-urologie, beneficiază de progrese importante din punct de vedere tehnologic, avem din ce în ce mai multe instrumente de calibru redus, cu durabilitate îmbunătățită, performanțe mai bune și, cum am văzut, am lărgit indicațiile de tratament pentru litiaza renală, căreia se adresează, cu avantaje din punct de vedere al vizibilității, eficienței și siguranței, așa cum am putut constata cu toții. Laserul Holmium împreună cu retroscopia digitală este standardul de aur în litiaza renală la acest moment. Bineînțeles, selecția corectă a cazurilor rămâne un aspect extrem de important. Modificările tehnologice înregistrate în ultimii ani au îmbunătățit rata de stone free și paleta de patologii căreia adresăm această procedură, dar ca și manevră mini-invazivă trebuie să reținem că uneori poate fi agresivă, are complicații și un tratament adecvat este extrem de important. Profesor Lingerman a spus că dacă ar trebui să alegem între modalitățile de management terapeutic în urologiază, retroscopia și laserul Holmium sunt probabil superioare la momentul acesta litotiție stacorporale cu undă de șoc. Vă mulțumesc pentru atenție.